Yaşdaki beş kasım peki. Şimpana komenados. İntre de grabana izboru de curatire. Karistince ne sfânca pelul acesta. Să te salbească veșmântul. Și să poți sta pe treapta de veghere. Și să poți striga vino, Doamne. O, poporule, poporule, o veni vremea. Simți să zice pregătire și trezire când s-a apropie clipa în care și va năga dobiemen să va striga veniți la mine. Dar înainte de aceasta să știi poporule și mă năga dobiemen că cetele străinilor îți vor scotoci cuibul și mă năga dobiemen. Și vei fi alungată din cuibul tău, porumbiță, și mănânca dubiemen. Și-ți vei cânta cânce cu răbdării prin locuri tăi nuice. Iar ceea ce asta-i vremea trezirii, vremea deșteptării și mănânca dubiemen. E vremea în care încă ușa harului e deschisă. Aveți poveri pe umeri și descărcați-mă poverile. Veniți cei ce simțiți că sunteți legați și nu mai puteți face zborul la dărțime care fie vă sunt legate. Veniți cu căință și recunoștință, pentru că la altarul din slavă se face mijlocirea de mare preț. Pentru că vreau să-mi viorez, vreau să ridic poverile, vreau să mă închei pe cei întristați, vreau să leg rănile care dor, să intru în căminele voastre și mă lăgă dubiemen unde o intrat calul roșu și-o lua pacea și-o lovit cu copitele și-o stricat florile din grădină și straturile corturilor voastre. De aceea înțelegeți că e vremea să vă prezentați cu rang răbunace și în fața comenados. Cererile voastre și în felul acesta veți cunoaște că mâna mea nu e scurtă, dreapta mea e plină de putere. Vreau să vin în ajutorul celor care mă caută. E vremea în care vreau să îmbrac cu putere și mă năga dobiemen pe slujbaș și pe oricare suflet care simte nevoia ca Duhul Sfânt să-l umbrească în vremea aceasta.